Bun găsit, doamnelor și domnilor! L-am invitat alături de noi în această seară la emisiunea Fără Secrete pe Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște. Vă mulțumesc mult pentru prezență! Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație! În primul rând, felicitări pentru rezultatele echipei Chindia Târgoviște tuturor celor implicați. Prima victorie din acest sezon, domnule primar, după schimbările care au avut loc la nivelul conducerii. Da, bine spus prima, pentru că eu sunt convins că vor urma alte victorii. Eu am spus că în următoarele 3 meciuri am cel puțin 6 puncte, adică avem 2 victorii din 3. Cu atât mai bine cu cât a venit într-un meci cu Rapidul. Nu că am avea ceva cu Rapidul, dar era echipa situată pe locul 2, adică clasată pe podium, și atunci e cumva și cu atât mai mult o mândrie pentru fotbalul târgoviștean, care Dâmbovițean, care era așa, ajunsese să fie puțin desconsiderat. Până la urmă, nici rezultatele nu ne ajutau. Adică n-am reușit de la începutul campionatului nici măcar o singură victorie. Asta e prima victorie. Am bătut și peste o în cupă. Și cred că un debut mai bun pentru noi, echipă tehnică, nici că se putea. Adică 2 meciuri, 2 victorii. Așteptăm următoarele meciuri și eu am convingerea că echipa va prinde viața, așa, și că a renăscut. Eu am scris pe Facebook în seara aia că echipa chiar renaște. Și asta se va întâmpla. Vom vedea ce se va întâmpla. Fiți mai optimistă puțin, nu? Vom vedea. Chiar va renaște. Nu? Pentru că nu avem mai rău decât eram, nu se putea. Ultimul loc unde se mai jos de ultimul loc era următoarea divizie. Și acum, încet, încet, noi ca să ajungem într-un loc cât de cât mai liniștit, avem nevoie să recuperăm 6-9 puncte. Nu e ușor. Și nici ceilalți nu stau pe loc. Adică vor acumula și ei puncte, da? În timp, campionatul e lung, se joacă sistemul acesta cu play-off și play-out. Asta ne avantajează pentru că la un moment dat vei putea să joci din nou cu anumite echipe și să ai meciuri de 6 puncte, cum se spune, cu o echipă care este contracandidată. Se cheamă că e un meci de 6 puncte. Domnule primar, în ultimii ani ați implementat foarte multe proiecte în municipiul Târgoviște, atât pe infrastructura rutieră, cât și pe cea educațională. Unele proiecte au fost finalizate, iar altele se apropie de final. Ce ar mai fi de făcut în Târgoviște? Sunt multe de făcut, pentru că știți piramida nevoilor. În momentul în care satisface o nevoie de bază, se naște o altă nevoie și o altă nevoie care mai spre vârful piramidei. Adică nu este chiar o nevoie din aceasta fundamentală. Problema este că la Târgoviște am avut prea multe nevoi de bază și a trebuit să lucrăm prea mult pe anumite domenii. Acum, pe infrastructura stradală, că a fost o problemă în Târgoviște, nu cred că mai e. Cel puțin nu atât de mare. Adică am progresat mult din această perspectivă, mai avem câteva lucruri de făcut, lucrăm la acestea. În primăvară probabil va debuta un program de reabilitare și de modernizare a stațiilor din municipiul Târgoviște, comparabil cu Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, cu PID-urile. Fiind un proiect, e vorba de Anghel Salin, de fapt sunt două proiecte, prin care mare parte din trama stradală a municipiului Târgoviște rămasă nereabilitată la acest moment va fi modernizată. Da? Și mă refer aici la Bulevardul Independenței, mă refer la Calea Domnească, mă refer la Bulevardul Libertății, mă refer la Calea Câmpul Lung, mă refer la Pârvan Popescu, la Maior Brezișanu, la Ana Ipătescu, la Mihai Eminescu, la 9 Mai, la Virgil Drăghiceanu, la Boierescu Zaharia, la străzi din microion numărul 3, care nu au fost asfaltate niciodată, la strada Ilfovului și așa mai departe, asta pe Anghel Salini. Plus încă un proiect care vizează alte străzi sau părți de străzi rămase nereabilitate, care este acum în faza de obținere a vizelor, de va ajunge și acesta la licitație publică. Calea București, intrarea dinspre București, care din cauza traficului greu s-a deteriorat, s-a deformat chiar partea carosabilă, va intra în reabilitare prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, în asociere Primăria Târgoviște, Consiliul Județean
Dâmbovița, două treimi suportă Primăria Târgoviște și o treime Consiliul Județean. Vreau să-i mulțumesc, domnule președinte, pentru suport la acest proiect. Se lucrează acum în cartierul Prepeleac. Am început și acolo lucrările. Suntem pe Ion Neculce acum. Mai avem și niște extinderi de gaze acolo, dar nu îi asigur pe târgovișteni de acolo că nu vom pleca din acel cartier până când nu va arăta și acel cartier așa cum arată celelalte cartiere din municipiul Târgoviște. Am finalizat strada Gărei, am finalizat Bulevardul Regele Carlo, am finalizat Bulevardul Mircea cel Bătrân, lucrăm la strada locotenent Stancu Ion, în acest moment este ultima stradă care este reabilitată pe proiectul european de modernizare a coridorului de transport public în comun, iar luna aceasta finalizăm, dacă ne lasă vremea, se pare că vremea va fi chiar bună în octombrie, cu temperaturi și ridicate și fără precipitații multe. Finalizăm și pasajul de lângă PAFCOM și în momentul acela avem finalizate câteva poduri și pasaje în Târgoviște în ultimii 3 ani, cum rar cred că se întâmplă în România în acest moment, și mă refer la pasajul de la Petru Cercel, la pasajul de acces spre Aninoasa, la pasarela de la Aninoasa, la podul de la Teiș, plus am construit pod nou la Teiș, pasarela nouă de acces pe strada Mihai Bravo dinspre strada Cornel Popa și iată reabilitare pasajul de lângă PAFCOM, nu știu, e mult, e puțin, eu cred că sunt lucruri palpabile și lucruri care se văd și mai ales se simt atunci când mergi cu mașina prin Târgoviște, lucrurile stau cu totul altfel. Am avut și câteva lucrări de întreținere la proiectele implementate anterior și mă refer la anul 2014, spre exemplu, 2015, pe piduri și câteva lucrări de colmatare și așa mai departe, lucrări simple de întreținere pentru a preveni deteriorarea în timp a unei suprafețe asfaltice care, asta e, după 10 ani trebuie să începi să te gândești la soluții. Însă, cred că una peste alta în Târgoviște lucrurile nu stau rău în acest moment, ba dimpotrivă, și odată cu implementarea acestor proiecte, am uitat eu să precizez strada Bărăției, spre exemplu, strada Liniștei și așa mai departe. Deci toate aceste străzi care nu au făcut obiectul unor lucruri de reabilitare în ultimii 7-8 ani, ceva de genul acesta, vor intra acum în reabilitare în cadrul unui proiect care, unui complex de proiecte care vizează 43 de străzi și vor fi făcute într-un an, doi, cam așa, toate aceste intervenții, și mă bucur că reușim să facem asta și mă bucur că reușim să atragem fonduri. Iată, programul acesta pe care îl finalizăm cu pasajul de lângă PAFCOM și strada Cotenesc Stancu Ion, proiect pe fonduri europene, după aceea în Ghersalini, cam nimic din bugetul local, cu excepția unor proiecte de mai mică valoare, nu importanță, dar de valoare mai mică. În ce stadiu sunt lucrările de la stadionul Eugen Popescu? Cam în două luni va fi gata stadionul Eugen Popescu. Se lucrează la ultimele bârne de la acoperiș și am început să dăm vopseaua structurată la exterior, vorbesc de tribuna nouă, că cea veche este finalizată. Săptămâna viitoare începem să punem gresia și faianța în băi și în celelalte zone și să aplicăm aceeași apă specială pe scări și pe holuri și lucrăm și la instalații electrice acum. Lucrăm la hidroizolație. Aproape două treimi din tribună până la acest moment, din tribuna nouă, are deja hidroizolația realizată. Lucrăm și la zona de tribună oficială unde mai avem depus câteva grinzi. Au venit astăzi 7 gradene din ultimele 20 și ceva pe care le avem depus pe zona aceasta de tribună oficială, VIP 0 sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, și ne apropiem de finalizare și cu stadionul și chiar mă bucur că încheiem acest subiect până la urmă și va fi un stadion nou. Nu mai are nimic în comun cu ce era înainte și noi facem tot ce putem ca meciul cu Steaua de pe 9 decembrie să-l FCSB, pardon, de pe 9 decembrie să-l
jucăm la Târgoviște, cu un stadion arhiplin. La acest moment, considerați că Târgoviștea este un oraș atractiv pentru investitori? Aici, din punct de vedere al deschiderii pe care o are administrația publică locală, fără doar și poate. Din punct de vedere al pieței forței de muncă, probabil că da, este un oraș atractiv, fiind un oraș cu industrie, cel puțin în trecut, foarte bine dezvoltată, este forță de muncă calificată. Dar acum este o problemă generală, din păcate, și vizează utilitățile. Pentru mari agenți economici este o problemă nu atât prețul, cât asigurarea energiei necesare. Și vă dau un exemplu: combinatul oțelul special, care este mare consumator de energie, și problemele pe care le au sunt acestea, pentru că nu găsesc energie, nu se semnează contracte de furnizare. Și aici trebuie făcut ceva, că altfel închidem, nu vorbesc numai de Târgoviște, la nivel național închidem câțiva operatori importanți. Combinatul oțelul speciale a repus România pe harta mondială a producătorilor de oțel beton. Noi nu mai producem în România. Acum producem la Târgoviște, la Combinatul Oțelul Speciale, care are până în momentul de față reangajează vreo 500 de oameni și mai caută încă vreo 400 și nu găsesc. Cam astea, cam aici ne situăm. Am vorbit de Combinatul Oțelul Speciale pentru că e cea mai recentă, cea mai nouă și probabil și investiția cu un impact deosebit. Eu chiar sunt îngrijorat din această perspectivă. Am discutat cu ei, discut cu foarte mulți reprezentanți agenților economici pe chestiuni în care am putea, eu știu, să-i sprijinim, pentru că altfel vă dați seama ce ar însemna o prăbușire a economiei. Cum îi poate sprijini? În primul rând, tot ceea ce înseamnă act de reglementare urbanistică este fără probleme la noi. Adică merge foarte repede și încercăm să-i sprijinim cât putem pe această componentă. Apoi, eu știu, transportul public, acolo unde ne solicită și unde au nevoie. În general, cam orice este de resortul administrației publice locale și suntem solicitați, încercăm să rezolvăm. Da, repet, problema mare, una care ne depășește și pe noi și pe alții, probabil pe alții nu, pentru că unii profită, este evident, din această... Cum ar fi? Știți, la televizor, traderii din energie. Sunt niște firme care fac business-uri de sute de milioane de euro în acest moment. Păi banii aia, pe o piață, eu revin la o discuție mai veche și cred că și reafirm asta, piața de energie din România nu este pregătită pentru liberalizare. Piața de energie din România trebuie să redevină o piață reglementată. Este obligatoriu. Pentru că de ce nu poate fi o piață liberă? E foarte simplu. Nu avem îndeajuns de mulți operatori de natură să poată să permită formarea prețului la intersecția cererii și ofertei. Sunt regulile de bază pe o piață liberă. Atunci când trebuie să ai mai mulți prestatori, mai mulți furnizori, pentru că iar noi avem 2-3 și ăștia fac un monopol, un oligopol, de fapt, că sunt niște înțelegeri între ei, stabilesc prețurile, iar consumatorul este captiv. Da? Păi asta nu e piață liberă. E piață liberă numai atunci când mărește prețul, dar furnizorul nu este pus în situația de a atrage, de a face ceva pentru a atrage consumatorii, pentru că n-ai alternativă. Ce alternativă ai? Și uitați-vă că încet, încet prețul la combustibil scade, pentru că sunt mai mulți operatori pe piață, în schimb pe zona de energie e foarte dificil. Am văzut benzina acolo la 6,30 lei, ceva de genul acesta.
față de 8 lei, de 9 lei, de 10 lei, cât ajunsese la un moment dat combustibil. Deci, încet, încet piața se reglează. În schimb, în partea asta-laltă nu se permite lucrul acesta. Vine iarna. Ce o să facem cu... dacă treci de 300 de kW, plătești 3-4 lei? Este nebunie. Este absurd. Deci este absurd să ajungi să plătești... Eu nu... Care este cel mai urât scenariu din punctul dumneavoastră de vedere? Cel mai urât scenariu este lipsa gazelor și a energiei electrice. Nu cred că se va întâmpla. Dar un preț sălbatic la utilități e foarte posibil. Și aici eu cred că ar trebui ca autoritățile statului, începând cu ANRE-ul, cu Autoritatea Națională de cu ANPC-ul, Protecția Consumatorului, Reglementarea Energiei, de care am spus, toate acestea trebuie să intervină. Dacă nu avem reglementare pe această zonă de piață cumva controlată, măcar să controleze cei care au atribuții, să controleze într-o piață liberă, cum este considerată această piață. Adică, repet, am văzut și mă uit la televizor. Eu sper să nu fie așa, dar să ajungi să plătești după o anumită cotă, după 300 de kW, care nu e mare lucru, consum, dacă nu ești atent, îi consumi în câteva zile. Să plătești 3-4 lei în contextul în care prețul oarecum reglementat e 0,68 sau 0,80, nu știu cât este, să plătești de 7 ori mai mult, este incredibil. Și distruge economia, se produce un efect în lanț, ce faci? Ok, bun, ce faci? Să spunem că și-au dat unii seama până la urmă că eu mai mult rău faci, că dacă se închid operatorii economici, nu o să mai poți să faci nimic, că ai și șomaj, n-ai nici bani la buget, da, creezi o criză economică care vine să dubleze criza aceasta de pe piața de utilități și încet, încet avem și o criză pe piața bancară, pentru că în acest moment indicii în funcție de care se stabilește dobânda cresc incredibil. Adică eu am rată și pot să vă spun din propria experiență. Nu se poate să-ți crească rata cu 10-20% într-o lună. Deci nu se poate. Undeva e o problemă. De asta spun că vom avea și o criză pe zona aceasta, pe zona bancară. Criza pe zona bancară are un impact imediat pe ceea ce înseamnă vânzările imobiliare și așa mai departe. Cam asta e... Am fost foarte sincer cu dumneavoastră acum și v-am spus exact cum văd eu aceste probleme. Adică trebuie intervenit și trebuie făcut ceva. Indiferent de situație, că e război, că nu e război și așa mai departe. Război în Europa și dolarul a depășit euro. Adică iarăși e o problemă pe modul în care impactează războiul din Ucraina. Și noi, până la urmă, știu că e urât ce spun acum, dar am putea și noi să ne valorificăm potențialul în contextul în care Ucraina devine o piață închisă, da? Ucraina era foarte multe produse, locul 1 sau 2 mondial. Da? Deci, putem și noi să preluăm. Avem și noi posibilitatea să umplem cumva golul acesta. Noi nu facem. Din păcate. Probabil că discuția este mult peste nivelul României de decizie. De ce? Pentru că este o piață reglementată și pentru că piața din România de energie, spre exemplu, este interconectată cu alte 6 piețe, cel puțin, din Europa. Țări care n-au nimic ca și resursă. Și atunci se compensează lucrul acesta și prețul devine la fel în toate cele 7 țări, deși România beneficiază niște resurse extraordinare și poate să asigure singură 90% de necesarul de gaz. Dar atât timp cât RomGazul vine și a mărit prețul la gaz de 12 ori. Am avut o discuție cu ING. Și de aici, de la Târgoviște. Anul trecut i-am întrebat, hai să semnăm contract. De ce? Nu semnăm niciun contract. De ce?
Păi nu mai semnăm contract. Mergeți furnizor de consumator de ultimă instanță. La furnizorii de ultimă instanță e prețul acela foarte mare, că nu negociezi nimic. Dar zic, da, de ce? Păi ce nu suntem noi de bine? N-am crezut prima dată. Ok, bun, mergeți puțin. Și am intrat pe bursă și mi-a arătat prețul la care vinde Romgazul. Și mi-a arătat o comparație. 12 ori mai mare, deci cel care produce gazul, da, de 12 ori mai mare decât înainte pe piața românească. Iarăși nu e în regulă. Iar anul ăsta, știți care e singurul avantaj? Că oamenii știu la ce să aștepte. Față de anul trecut, când toată lumea s-a trăit cu niște factori foarte... Acum faci economie, încerci cât poți să faci economie, dar nu poți nici să stai în frig, nici să stai pe întuneric, nu în... salariul este nu același. În secolul în care, nu în secolul în care trăim. Da, salariul este același, dar viața, costul vieții a crescut foarte mult. Repet, eu cred că artificial pe zona, cel puțin pe zona de energie. Și mai e încă o discuție. Se profită foarte mult de chestiunea aceasta. Deci nu există produs în care să nu să fi scumpit temeinic în ultimul an. Deci nu există produs care să nu să fi scumpit cu 20, 30, 40, 50, unele cu 100%. Nu e o creștere reală nici aceasta. Nu le-au crescut costurile. De unde? Este o speculă care se aplică în momentul de față. Devin... Mă ascult la radio. Devin penibile anumite reclame. Care, mă rog, se merge pe același principiu. Dar înainte spuneai, cumperi ceva cu doar 2 lei. Sună bine. Dacă spune, cumperi ceva cu doar 20 și ceva de lei. Sună penibil. Adică nu... Este extrem de scump, poți să spui, e o contradicție în termen deja. Da, să sperăm că vom ieși din... Că n-avem cum să rămânem aici, pentru că nu se poate suporta în acest moment. Primăria Târgoviște este pregătită să facă față provocărilor? Cu sprijin guvernamental, da. Și sper să-l obținem în continuare. Dacă eram acum... un an jumătate. De ce spuneți că sperați? Nu aveți... Nu păi, deocamdată nu s-a făcut rectificări bugetare. Pentru că în prima parte a anului nu se pot face, abia în a doua parte, în toamnă, se pot face rectificări bugetare. Dar eu am încredere că vom fi sprijiniți. Suntem la zi cu tot ceea ce înseamnă utilitate. Deci, la școli, la grădinițe, creșe și așa mai departe. Asta înseamnă că suntem într-o poziție ok. În acest moment. Tot de frică am plătit tot, ca să fiu sincer, ca să nu intervine vreun blocaj în această perioadă. Facturile mari vor începe să se resimtă undeva în decembrie, ianuarie, februarie, până în aprilie, ca și scadențe. Dar deocamdată suntem bine și nu cred că vor exista probleme în asigurarea agentului termic, cel puțin iarna aceasta. Dar lucrul ăsta va deveni o provocare din ce în ce mai mare în anii următori, dacă vom continua așa. La ce să ne așteptăm în anul 2023? La ce să ne așteptăm? Nu știu, a spune că mai rău nu cred că se poate, dar mi-e teamă să nu greșesc. Pe zona economică, e cea mai importantă. Eu sper ca lucrurile să se așeze, să găsească soluții pentru, cel puțin pentru ce avem noi. Noi în municipiul Târgoviște avem o industrie consumatoare, mare consumatoare. Combinatul de țeluri speciale, producătorii de țeaf, producătorii de tablă și așa mai departe. Adică toată zona asta de sorginte siderurgică. Că despre asta discutăm, că și celelalte unități economice de care discutăm sunt cele care au fost parte desprinse din combinat, parte făcute în jurul combinatului. Da? Sunt consumatoare de energie. Și aici este principala problemă. Adică nu poți să plătești factură de 2 milioane de lei la electricitate pe lună.
este imens. Nu ești General Motors sau eu știu ce altă... Nici General Motors nu cred că plătește atât de mult. Astea sunt facturi primite de către unii agenți economici din Târgoviște. Da, mulțumesc mult că ați fost... Încheiem așa într-o perspectivă foarte sumbră, să știți. N-am vrut să fie emisiunea asta atât de... Dacă ne puteți spune și ceva optimist, atât de realistă, dar așa stau lucrurile. Din păcate, în acest moment, așa stau lucrurile. Iar iarna asta va fi o piatră de încercare. În rest, da. Să știți că pe zona de proiecte noi nu ne vom opri, chiar vom mări ritmul. În afară de străzi de care am discutat, mai avem școli care vor intra în reabilitare. Peste câteva zile, dacă nu înșel, săptămâna viitoare, se vor deschide câteva apeluri pe PNRR și suntem pregătiți cu numai puțin de 12 proiecte pentru a le depune și să obținem din nou resurse financiare pentru a dezvolta municipiul Târgoviște. Zona de spații verzi, parcuri, de asemenea, în atenția noastră. Anveloparea blocurilor la fel. Avem undeva la 40 de blocuri pregătite pentru a fi depuse pe diferite zone de finanțare, PNRR, POR, ordonanța guvernamentală pe care am mai lucrat până acum și încet încet vreau să închidem acest subiect pentru că unul generează probleme mari, doi este important în contextul unui preț mare la energie, că ăsta e scopul, reducerea consumului, trei putem să facem noi orașul pe zona de spații publice ca la Monte Carlo. Dacă blocurile arată cum arată, imaginea tot una dezolantă este. Da. Mulțumesc mult. Încă o dată, domnule primar. Din păcate, interviul se încheie aici. Vă mulțumesc că ați fost și de această dată alături de noi. Nu uitați, ne puteți urmări activitatea pe site-ul www.columnatv.ro, pe Facebook și pe YouTube. Pace și iubire să fie!